Astăzi jucăm Stumble Guys și este un episod mai special deoarece este prima oară când cumpăr o ofertă, deci de fapt nu o să cumpăr una, ci două. Deci da, vedeți că avem aici trei oferte pe secțiunea de shorts, v-am întrebat așa, să cumpăr asta cu Moș Crăciun sau Starter Pack-ul și Crăciunița? Deoarece am doar 8 euro pe Steam din păcate, că altfel aș fi vrut să cumpăr și pe Moș Crăciun și astea, dar da, cred mai bine cumpăr Starter Pack-ul și Crăciunița deoarece după cum puteți vedea avem 1400 de gemuri la Starter Pack și 800 la Crăciuniță și mai avem aici niște Stumble Points-uri, dacă așa se numeau, da, Stumble Token-uri și Crăciunița skin-ul. Sincer, l-aș fi vrut pe Moș Crăciun deoarece ar fi fost interesant să fac și un episod de Crăciun cu Moș Crăciun în perioada Crăciunului că se apropie, dar cine știe, poate o să luăm odată și odată, cine știe, nu știu, vedem. Dar da, aveam doar 8 euro din păcate și v-am întrebat acolo ce să iau și majoritatea a spus să iau Starter Pack-ul și Crăciunița, deoarece e evident, adică sunt mai multe de astea gemuri și din câte am văzut eu, cred că vă place mai mult Crăciunița, deoarece nu știu, cred că ziceți că are mâinile mari ăsta sau nu știu de ce, dar l-aș fi vrut pe Moș Crăciun sincer, dar da, ce să și facem dacă nu putem să le cumpărăm? Dacă aveam 10 euro, aș fi luat Starter Pack-ul și pe Moș Crăciun, dar nu-i nimic, că luăm astea. Și înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și hai să vedem acum ce putem face. Deci mai avem nici astea free, hai să le luăm prima oară, să dăm la roată și hai să vedem ce pică. Și cred că o să cumpărăm și ceva, o roată specială, toi Christmas Wheel, cred că, din cele picate. Ia să vedem ce ne pică aici, token sau gemuri? Ok, un token, nu e wow, dar da. Hai să vedem ce mai avem pe aici, nu mai avem nimic, avem 15 gemuri după cum puteți vedea și hai să cumpărăm prima ofertă. Deci prima oară începem cu Starter Pack-ul așa lejer, am Starter Pack-ul și hai să vedem. Bam, 1415, ce e ăsta? Mamă, deci mi-a picat acum, bă, cred că ar fi fost mai interesant ăsta sincer, ar fi fost cred că nu mai bine, dar e 10 euro și oricum nici nu aveam 10 euro, da. Acum hai să luăm Crăciunița, trecem în pragul Crăciunului, în pragul sărbătorilor și hai să luăm Crăciunița și bam 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 bam, a doua ofertă cumpărată pe ziua de astăzi și a doua în viața asta pe Stumble Guys. Deci da, păi eu zic că e bine, hai să vedem unde e, mi-a intrat ăsta, unde e Crăciunița, ia să vedem, Crăciunița este aici, a, cred că apare la astea de free, că mi-apare 2, a, ba nu, că am luat eu alea două, păi Crăciunița unde este? Păi am luat Crăciunița, dar unde e Crăciunița? Nu mi-a picat? De fapt, ce să-mi pice? Ah, gata, uitați aici. Nu știu ce n-am văzut-o, dar da. Cam așa arată, bine, deja îl știți. Și hai să luăm și astea, că avem încă două. Deci asta mă bucură. Avem încă două free spin-uri pe zi. Și e perfect și hai să vedem ce le pică. Mă, ce-ar fi să le pice o legendară? Dați și voi acolo, like, cine știe, poate ne pică dacă dați like și... Mamă, gemurile alea ar fi fost perfect, da, e greu să pice 150 de gemuri, dar sunt tot gemuri 5, ceea ce e bine. Avem 20, pardon, era aproape de 2222, dar da, mai avem vreo unul? A, nu mai avem? Ok, am înțeles. Și, nu știu, ce să cumpăr oare? Să cumpăr unul acum, repede, ia să cumpăr un epic skin, că tot avem de-astea. Dăm doar unul așa, de început, și dacă vreți, lăsați-mi idei de challenge-uri ce să le fac și poate folosești cu gemurile și cu toate astea. Hai să vedem cine pică din ăsta. Băi, ok, dar era mișto dacă s-ar fi dus pe ăla, pe... Dar nu le echipăm acum, pentru că avem Crăciunița, suntem în pragul sărbătorilor. Și da, era mișto dacă pica legendara aia, dar da. Și cum v-am zis, dați-mi idei de challenge-uri acolo în comentarii să facem, ce episoade să mai facem, cu ce să facem. Deoarece avem 2220 de gemuri, 76 de Stumble Token-uri și mă gândeam să fac, nu știu, de exemplu, am văzut cineva mi-a scris Stumble Guys, dar n-am voie să ating culoarea verde, iar dacă o ating trebuie să cumpăr ceva ofertă de aici, de fapt nu ofertă, să cumpăr, de fapt da, asta e într-un fel de ofertă, dar să cumpăr să dau la roată, ori la asta, ori la asta, ori... la ceva din astea. Deci scrieți acolo ideile voastre în comentarii. Și am luat primele oferte. Sper să se merite. Sper că merită aceste oferte. Și da, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episod de genul, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Cu voi a fost Rafael și ne vedem pe live, cred că mai pe seară. De fapt, da, astăzi s-ar putea să ne vedem pe live. Deci dacă pun videoclipul acesta
pe data de 20 decembrie, adică marți, s-ar putea ca într-o oră după ce o să fie pus sau jumătate de oră să apară și live-ul. Deci, intrați acolo pe canal sau dacă nu, mâine, miercuri, o să fac live. Eu zic că cred că o să fac 100% mâine. Eu deja am la vacanță. Spuneți-mi dacă voi ați la vacanță. Pa, pa!